omul potrivit la momentul potrivit. Asta se explică și în cazul unor jandarmi care ieri au prins aproape în flagrant trei hoți de profesie. Cei trei, doi bărbați de 18, respectiv 38 de ani și o femeie, tot de 38 de ani, au fost surprinși de forțele de ordine în timp ce împărțeau niște bunuri între ei. Aflați în piața centrală din municipiul Botoșani, când jandarmii au fost observați, cei trei au aruncat pe trotuarul străzii teatrului obiectele suspecte. Acest lucru, dar și schimbarea la fața indivizilor, a făcut echipajul să acționeze prompt. Luați la întrebări, aceștia s-au dat de gol că obiectele au fost sustrase cu puțin timp în urmă. Indivizii au profitat de aglomerația din zonă și de neatenția păgubiților, astfel trecând la fapte. Bunurile, un portofel cu suma de 300 de lei și un telefon mobil tip smartphone, au fost restituite ulterior păgubiților. Femeia de 38 de ani avea în palmares antecedente penale, fiind condamnată cu suspendare cu termen de încercare până pe 6 februarie 2023. Bunurile au fost restituite păgubiților, în speță un portofel în care se afla suma de 300 de lei și un telefon de tip smartphone. Recomandăm persoanelor care tranzitează zone aglomerate gen piețe, stații de transport călători, să fie mult mai atenți cu bunurile de valoare aflate asupra lor, pentru ca pe viitor să fie evitate asemenea evenimente. Pe numele celor trei au fost întocmite actele de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de furt și au fost înaintate către parchetul de pe lângă judecătoria Botoșani în vederea competentei soluționări.